ești o persoană care iubește să glumească și să aibă un aspect atractiv, ceea ce te face incredibil de populară. Ești un actor născut care are nevoie de atenție și dragostea mulțimii. Expresivă și elocventă, poți convinge pe cineva că ai dreptate. Oamenii și viețile lor sunt extrem de interesante pentru tine, dar dorința de a învăța detaliile evenimentelor recente se transformă deseori într-o dorință de a strânge cât mai multe zvonuri cu putință. Totuși, nu poți fi numită o persoană superficială. Înțelegi clar ce este important în viață și știi cum să transmiți altora. Reușești să obții o vizibilitate fizică foarte înaltă. Tu nu te concentrezi doar pe substanța materială, ci aproape simți pe pielea ta cum funcționează lumea în continuă dezvoltare. Personalitate solidă, persistentă, stai ferm pe pământ, pe care îl consideri a fi bastionul tău, și ești greu de convins de nevoia de a pătrunde în sfera spirituală a vieții. Ești ocupată cu lucruri concrete, nu ai timp să fie distrasă de filozofia și contemplația goală. Semnul tău zodiacal aparține constelației Leu. Semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: cavalerism, prietenie, încredere, loialitate, creativitate. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte eșaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu copleși pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de libertate a gândirii, precum și pentru sensibilitatea excesivă față de ceea ce spun ceilalți. Ești un adevărat maestru al controlului. Arta manipulării pare să fie în sângele tău. Ca un copil, atingi cu ușurință ceea ce vrei. În același timp, tortura, capriciile, cerințele nu sunt punctul tău forte. Folosești cea mai eficientă abordare în fiecare caz. O trăsătură distinctivă a ta este capacitatea de a-ți controla întotdeauna emoțiile. Ești extrem de rațională. Ești înzestrată cu un bun simț al umorului. Ești deschisă la comunicare. În ceea ce privește punctele slabe, există ca la fiecare. Poți suferi de mândrie, manifestări de egoism. În plus, ai nevoie de o realimentare cu energie. Dacă această posibilitate lipsește, devii iritabilă, nervoasă. Îți exprimi gândurile și ideile creative cu voce tare. Cu toate acestea, în timp, poți deveni tot mai deschisă conceptelor metafizice. Faptul este că una dintre cele mai dificile probleme pentru tine este moartea. Pe de-o parte, este dificil pentru tine să crezi în sfârșitul existenței tale, dar, pe de altă parte, este la fel de dificil să recunoști sufletele nemuritoare. Interesul în religie și filozofie se trezește în tine abia pe la vârsta de 56 de ani, coincide cu a doua întoarcere a lui Saturn, iar apoi se deschide o nouă pagină interesantă în viața ta. Cu toate acestea, până în acest moment,
Vei trăi și acționa exclusiv pe baze pragmatice, pământene. Dragostea poate fi un alt subiect dureros pentru tine. În mod conștient faci o distinție clară între sentimentele pure și nevoile fiziologice ale corpului. Suprimarea instinctelor sănătoase poate ajunge la unele forme neobișnuite de manifestare a interesului tău față de sexul opus. Dificultățile în găsirea unor relații normale și bine definite cu cei dragi trezesc în tine fantezii extrem de active, iar aceste lucruri poate fi plin de diverse deviații în termenii sexuali. Ești în măsură să începi să crezi serios că dragostea nu există deloc, ci doar sexul. Astfel, poți dezvolta treptat cinismul, ceea ce complică dezvoltarea în continuare a personalității. Ești interesată de toate formele de activitate fizică. Chiar dacă ești una dintre cele mai fragile și delicate femei născute pe pământ, ești activă în sport, tu acorzi o atenție deosebită îmbunătățirii corpului tău, igienii acestuia. Acest interes poate fi atât estetic, cât și artistic, destul de neobișnuit și chiar vulgar. Îți este dificil să faci față cu tot felul de temeri și fobii? Cataclismul neașteptat te încurcă. Ești adesea nepregătită pentru testare, cu excepția cazului în care ai fost supusă pregătirii psihologice în avans. Cu toate acestea, astfel de schimbări au avantajele lor, îți pot trezi curiozitatea despre ceea ce se întâmplă în afara lumii materiale. Aceste lucruri poate da un anumit stimulent cunoașterii spiritualității. Astfel vei dori cu siguranță să depășești toate temerile, iar acest lucru, la rândul său, va duce la dezvoltarea personală. În plus, te va ajuta să aprofundezi înțelegerea vieții. Te distingi față de alți nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești interesantă, loială, sinceră, încrezătoare. Abilitatea de a te ridica peste ceilalți și manierele tale regale, hipnotizează mulți bărbați. În acest caz, te vei dovedi strălucitoare, puternică, carismatică, luminos îmbrăcată, o femeie de care bărbații timizi pur și simplu se tem. Cum afectează data de 30 iulie soarta ta? Iubești să fii văzută. Ești mereu în vizorul altora. Valorile materiale sunt de o mare importanță pentru tine, de aceea urmărești schimbările din lume. Printre trăsăturile tale, este de remarcat încăpățânarea. Mergi cu încredere pentru a-ți atinge dorința. Nu înțelegi valorile spirituale. În viața ta nu există loc pentru reflecții și contemplații filozofice. Pentru tine este important să faci lucruri practice, să nu pierzi timp pe gânduri goale. Dar la vârsta adultă, mai aproape de vârsta înaintată, începi să te gândești la sensul vieții. Mai presus de toate, ești interesată de moarte. Îți este greu să crezi că sufletul este nemuritor. Abia atunci începi să cauți răspunsuri la întrebările tale în religie și filozofie. Tu vorbești cu voce tare despre gândurile tale. Este foarte important ca tu să arăți tuturor ideile tale creative. Pentru tine este foarte important să-ți păstrezi corpul în formă bună, să ai o greutate ideală. Dedici multă timp procedurilor de igienă zilnică. Excesul de entuziasm pentru sport se poate dezvolta într-o patologie. Dezastrele naturale, probleme care s-au îngrămădit în mod neașteptat, îți provoacă stresul și panica. Probleme neașteptate îți pot distruge viața. Dacă nu ești pregătită psihologic pentru astfel de probleme, nu va fi ușor pentru tine. Îți este greu să-ți depășești temerile, poți avea tot felul de fobii, dar curiozitatea ta naturală te face să te lupți cu temerile. Ești independentă și autosuficientă, ambițioasă. Încrederea în sine și dragostea de libertate sunt trăsăturile distinctive ale caracterului tău. Îți prețuiești libertatea, nu permiți nimănui să intervine în viața ta personală. Pentru tine, recunoașterea altora este foarte importantă. Este vital ca oamenii care sunt în apropiere să-ți împărtășească interesele. Adesea comportamentul tău este sfidător. În dovedirea punctului tău de vedere, poți traversa linia permisă. Ai întotdeauna o mulțime de idei creative pe care dorești să le împărtășești cu toată lumea. Te străduiești să fii lider,
să ieși din mulțime. Tu crezi că știi exact ce ai nevoie pentru fericire. Din pricina aceasta vei face tot ce poți pentru a-ți atinge dorințele. Pentru a evita eșecurile, este foarte important să-ți stabilești prioritățile vieții. După ce ai făcut acest lucru, vei reuși. Este important să faci un lucru și să nu iei mai multe deodată. Dragoste și compatibilitate. Dragostea pentru tine este un subiect dureros. Face o distinție clară între sentimente și nevoi fiziologice. Pentru tine este important să ai un partener sexual, dar este neobișnuit să-ți arăți sentimentele. Fanteziile tale sexuale pot fi nesănătoase. Îți place să flirtezi, așa că nu te grăbești într-o relație puternică pe termen lung. Nu ești ușor de prins și de păstrat, dar dacă găsești sufletul tău, te transformi într-un partener neobișnuit de fidel și de încredere. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu Scorpionul și una nefericită cu Taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea dați recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Poți fi un mare șef și interpret. O condiție importantă pentru succes este interesul pentru muncă. Profesionistă, ești gata să te dezvolți până la vârsta înaintată. Poți avea succes ca artist, om de știință, profesor, sportiv de performanță. Sănătate și boli. De regulă, ești prea preocupată de starea corpului tău, iar dacă ai deficiențe fizice poți fi înclinată spre hipocondrie, poți fi prea implicată în aspectele fizice ale vieții, în detrimentul dezvoltării emoționale. În relațiile tale cu oamenii din grupul tău de vârstă, destul de ciudat, adesea suferi de agresivitate reprimată, de parcă ți este frică să-ți expui dezechilibrele, permițându-ți să ții sub control propriile emoții negative. Este de la sine înțeles că exercițiile regulate, combinate cu diferite forme de excitații senzoriale și sexuale, sunt vitale pentru tine. Masajul, yoga, muzica, sculptura, olăritul, toate acestea pot fi un hobby care să-ți susțină bunăstarea. Una dintre problemele tale ține de fobii. Te poți teme de foc, apă, spațiu deschis sau închis. Cele mai dificile sunt fobiile sociale. Ele sunt mai puțin susceptibile de corecție. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit o natură neînfricată, independentă, și te-a dotat cu mari oportunități. Ești norocoasă în afaceri. În sfera financiară, te așteaptă succesul, dar ai tendința de a-ți pulveriza energia, de a face o mulțime de lucruri dintr-o dată și de a nu ajunge la o concluzie logică. Aceste lucruri poate duce la agravarea situației financiare și a complicațiilor, ca urmare, poate urma dezamăgirea în viață. Sfaturi pentru tine. Calitatea vieții poate reduce îngrijorarea excesivă. Înclinația către hipocondrie trebuie evitată. Cel mai bun medicament pentru tine este ocuparea cu munca, realizarea misiunii tale. În ciuda cunoștințelor și argumentelor tale deosebite, s-ar putea să nu ai întotdeauna dreptate. Fii conștientă că ai tendința de a-l manipula pe cei din jurul tău. Nu îi teroriza pe ceilalți. Fii mai tolerantă în concepții. Încearcă să-ți faci ordine în viața casnică. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat,
înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepți daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să-ți îndoi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unui artist de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al XVI-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trandafiri, stacojii te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite careva de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste mărșițări. Un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou înjositor. Ca pisică grațuloasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă. O pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să-ți dea cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat. Vei decide pentru tine însăți ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.